În limba engleză luni. Pentru a ne îmbogăți vocabularul, pentru a face o schimbare și pentru că avem membrii care sunt în străinătate, în diaspora și dorim să le oferim și lor niște întâlniri în care să se simtă și acasă, atât în străinătate cât și în România. Mulțumesc tare mult, mulțumesc tare mult Estera Dalca. Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur tare mult să intrăm foarte repede în subiect, care subiect de altfel merită revizitat pe durata unei vieți. Gândiți-vă că la această oră vorbim și toată lumea se pricepe despre o agresiune a unei țări care a fost cândva un imperiu la adresa unei alte țări care este. O țară suverană, conform dreptului internațional, și care vrea să se orienteze altfel din punct de vedere politic decât țara agresoare, și încercăm să găsim explicații. Cele mai multe și cele mai facile, din punctul meu de vedere, sunt explicațiile care se duc, vezi, Doamne, în psihologia adâncă, abisală, a personajului principal, vorbind despre președintele actualei de Federației Ruse. Toată lumea caută să explice uh, această invazie, acest război, evident, în termeni cât se poate de. Accesibil, Putin a nebunit, un asemenea tiran nu putea să nu facă ceea ce face acum și așa mai departe. Este, din punctul meu de vedere, doar un mod de a explica ceea ce reprezintă de altfel un fenomen total. Politica și războiul, mai ales, sunt fenomene care au extrem de multe fațete: psihologice, sociologice, economice, bineînțeles, culturale și spirituale. Iar dacă vrei să înțelegi Rusia cu adevărat, nu te poți opri doar la evoluția din ultimii 20 de ani a unui lider, oricare ar fi acesta, trebuie să mergi în adânc și uite, mărturisesc că am în față cu un autograf din partea autorului o carte, cred că re reeditată zilele acestea la Polirom, a lui Arman Goșu, un istoric pe care îl respect foarte mult, un cercetător în arhive, care pleacă de acolo de unde trebuie plecat în istoria modernă a Rusiei, adică de la confruntarea între Napoleon și împăratul Alexandru I. E faimoasă această expediție a lui Napoleon, care s-a sfârșit printr-un eșec, când uh, cei 60.000 de soldați din Grand Armée s-au întors pe jos, majoritatea dintre ei hăituiți de cosaci bineînțeles, de cazaci, iertați-mă, și, bineînțeles, uh, au mai ajuns acasă abia câteva mii, Napoleon, din punctul acela din 1812, începând, își pierde priza la popor, la propria sa armată. În 1814, Alexandru I se răzbună, vine cu trupele la Paris, ajunge să invadeze el însuși Franța și de acolo pornește, dacă vreți, revanșa Rusiei față de Europa, inclusiv complexul acesta vast de sentimente și resentimente pe care uh, imperiul muscalilor, cum i-am numit noi cândva, l-au uh, l, uh, l dezvoltat. Evident că relația cu occidentul uh, trebuie înțeleasă poate și mai bine dacă ne uităm la uh, apariția lui Petru cel Mare în configurația spirituală și politică a Rusiei. Dacă ne uităm la de pildă modul în care Dimitrie Cantemir s-a raportat la această Rusia lui Petru cel Mare, vom înțelege că dualitatea, nu figura de Janus a Rusiei, care cu o față privește spre Asia, cu altă față privește spre instituțiile civilizației occidentale, această figură de Ianus este aproape structurală, este forjată într-o matrice care cu greu poate fi dislocată. De aceea, astăzi, unii înclină să, să vorbească despre aspectul barbar, oriental al acestei invazii, alții vor vorbi despre pur și simplu o nostalgie structurală a actualului. Conducătorii ai Rusiei, pentru ceea ce a fost cândva acest imperiu, care de altfel, știți foarte bine, pe vremea lui Alexandru I în 1812 a și înghițit Basarabia. De altfel, comportamentul trupelor rusești în 1877 n-a fost tocmai grozav atunci când ei s-au întors acasă. În 1878 Eminescu a scris câteva articole nu tocmai flatante pentru comportamentul unui soldat, iar ceea ce s-a întâmplat în secolul 20 știți cu toții, nu vreau să nu vreau să Insist. O altă carte importantă pentru a înțelege psihologia acestui uh, imens continent, care este Rusia, e volumul lui Alain Besançon, sau Besançon uh, Contagiuni între 1967 și 2015. Acest imens gânditor a scris foarte multe eseuri despre mentalitatea rusă, în foarte multe alte cărți pe care le-am la suflet, dar dacă tot ne punem întrebarea apropo de refugiați, uh, care este cea mai bună țară, din lumile posibile, vă recomandăm această poveste a unei regăsiri. Gabriel Purcăruș poate mă ajută și Estera să pună atât pe YouTube cât și pe cetul nostru um, zoom adresa shop.marilecărți.ro Aici găsi, gă, găsiți o extraordinară evocare a problemei patriotismului în secolul 21 Așa că, doamnelor și domnilor, suntem foarte bine situați citindu-l pe Dostoevski ca să înțelegem ce se întâmplă chiar astăzi, pentru că Dostoevski a scris un roman spectaculos, cel mai important roman politic din punctul meu de vedere al secolului XIX, Demonii, Besii, Posedați. Și bineînțeles, în prefața acestui volum găsim două citate, de fapt, E vorba de, nu de o prefață, ci de o dedicație, cum începe acest volum tradus în limba română de Nicolae Gane. Să mă tai de văd vreo urmă, ce ne facem noi acum? Ne-a ajuns vreun drac din urmă și ne-a bătut din drum? Mulți ca frunze, toamna în vânt, în drumul oare, zbiară parcă slaman, se mărit o vrăjitoare, îl îngroapă pe satan. Și apoi urmează citatul din Evanghelia după Luca, capitolul 8, care sună astfel. Și era acolo o turmă mare de porci care pășteau pe munte și l-au rugat pe Iisus să le îngăduie să intre în ei. Și le-a îngăduit. Și ieșind demonii din om, trat în porci. Iar turma s-a aruncat de pe țărm în lac și s-a înecat. Iar păzitorii, văzând ce s-a întâmplat, au fugit și au vestit în cetate și prin sate. Și ei au ieșit să vadă ce s-a întâmplat și au venit la Isus și au găsit pe omul din care ieșiseră demonii, îmbrăcat și întreg la minte, șezând jos la picioarele lui Isus și s-au înfricoșat. Și cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Încă o dată, Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetele 32 până la 36. Întrebarea la care această carte vrea să răspundă este una extrem de simplă. Cine este, demon, cine este omul din care a ieșit legiunea de demon? Aș pune în termeni contemporani, care este realitatea metafizică, spirituală, din care s-a născut legiunea care răspunde la numele, dacă vreți, Putin? E simplu să anatemizezi, e simplu să diabolizezi, e simplu să arăți relele făcute, cum ar fi această prăbușire, această înecare a turmei. E simplu să arăți câtă tulburare aduce o legiune de demon. Dar e mai complicat și lucrul acesta presupune o atenție spirituală și teologică ieșită din comun: să determin relația de cauzalitate între manifestarea legiunii de demon între starea de posesie ideologică și demonică la care poate să ajungă un grup de oameni, o colectivitate, nu îndrăznă să spun chiar și o națiune, și bineînțeles, și bineînțeles, sursa invizibilă a acestei intoxicări. Cine este deci omul din care se naște o legiune de draci? La această întrebare, Dostoevski caută să ofere un răspuns și este obligat să o facă, pentru că în anii 60, mai precis în anul 1969, când el termină idiotul, termină de redactat romanul idiotul, se află, se află de existența acestei secte revoluționare condusă de un anume Neaceaev, care, sigur, ca orice revoluționar, consideră că este mult mai important să crezi în cauza Revoluției, să crezi în cauza schimbării, de dragul schimbării, în cauza, până la urmă, contestării ordinii date, acelui status quo, care era nemulțumitor. Vă reamintesc că Rusia încă, încă perpetua în anii aceia instituția șerbiei cu o anumită rezistență, să zic cu o anumită rezistență din partea inteligenței. Vă reamintesc că în Rusia încă nu exista un parlament în anul 1800. 69. Vă reamintesc că dacă au fost câțiva șerbi eliberați, aici vă puteți corecta cu cronologia, aceștia s-au întors din nou pe, aș spune, tarlaua stăpânilor de odinioară pentru că nu le-a fost oferită și șansa lucrării pământului primit. De asemenea, vă reamintesc că în acea perioadă cenzura era extrem de larg răspândită, până în punctul în care un Filozof, reacționar din perspectiva progresiștilor de astăzi, dar progresist din perspectiva conservatorilor de atunci, Piotr Ciadaev, care a redactat șase scrisori filozofice către o doamnă în limba franceză, a ajuns să fie pus sub arest preventiv mai bine de 10 ani, doar pentru că a emis niște păreri critice la adresa regimului Nicolae I, cel care în chip faimos a venit cu acel slogan Ortodoxie, autocrație, naționalitate. Suntem deci într-o Rusie care refuză instituțiile occidentale. Proprietatea privată este departe de a fi garantată prin Constituție. Libertatea de expresie nu există în termeni absoluți, cum este astăzi prezentă cel puțin pe hârtie în anumite țări occidentale. Nu exista de asemenea nici un soi de protecție pentru minorități religioase altele decât biserica oficială. Nu exista de asemenea nici o protecție pentru minoritățile etnice, motiv pentru care comunitățile uneori, comunitățile de evrei erau supuse unor pogromuri ritualice, unor pogromuri absolut odioase. Vă reamintesc că în 1904 un pogrom din Chișinău a produs vărsare de sânge nevinovat. Lucruri similare se întâmplau și la Odessa la finele secolului XIX. Aceasta este Rusia în care Dostoevski, tânărul, Dostoevski se revoltă și caută o soluție politică inițial prin adoptarea gândirii reformiste a grupului Petrașevski, din care el a făcut parte de la 24 de ani, până la 29 de ani când, pus în fața plutonului de execuție, așa cum știți cu toții, își dă seama că există miracole, că există minuni în această viață atunci când sentința este comutată și primește doar închisoare pentru patru ani în Siberia, plus executarea unui termen militar obligatoriu de alți cinci ani, atunci el înțelege care este de fapt scopul omului pe pământ. Acela de a căuta tot adevărul, nu un adevăr util, nu un adevăr ciuntit, nu un adevăr parțial, așa cum este adevărul propagandei, de o parte și de alta, ci un adevăr deplin, metafizic, un adevăr fără rest care presupune din partea noastră o totală expunere, o totală mărturisire de credință și, bineînțeles, actul fundamental al multor personaje din romanele lui, care este spovedania, spovedania eșuată a lui Stavrogin, dar și spovedania eșuată a lui Ivan Caramazov. În, bineînțeles, contrapondere cu spovedania reușită a lui Alioșa. Suntem, deci, în 1969, când un revoluționar îl ucide pe un membru al sectei sale, pe numele său Ivan, acest revoluționar care a și scris un catehism intitulat Catehismul unui revoluționar de Naceaev, acest, repet, spuneam, moment tragic în care Dostoevski are revelația că o generație nouă de tineri nihiliști, este capabilă să producă o crimă nu din gelozia amoroasă, nu o crimă din pricina invidiei materialiste, cum este cazul crimei lui Cain împotriva lui Abel, invidia. Nu o crimă, spuneam, uh, uh, produsă de presupusa gelozia lui Dimitri față de tatăl său, Fiodor Pavlovici, cum avem în frații Karamazov spusă întreaga poveste gelozia pe care o provoacă pasiunea lui Fiodor Pavlovici pentru Grușenca, care este iubita fiului Dimitri. Nu despre asta vorbim. Nu este deci o iubire de tip erotic care să determine, iată, această crimă. Din potrivă, Naceaev nu iubește pe nimeni. Se iubește doar pe sine și iubește doar cauza revoluției. Cu alte cuvinte, Dostoevski își dă seama că a apărut un nou tip uman. E tipul radicalului al fanaticului, al celui care este în stare să rupă legăturile de afecțiune cu familia. Este în stare să rupă legăturile de prietenie cu cei dragi. Este în stare să rupă legăturile de atașament moral, mistic sau pur sentimental față de biserică și orice comunitate locală în numele unei universalități a rațiunii istorice, dialectice, de tip marxist, evident, în cazul socialiștilor, care trebuie să progreseze cu orice preț. Dumnezeu a fost ucis de gândirea modernă, el a fost înlocuit cu istoria, cu imare și pentru a sluji cauza revoluției care ne împinge ca o locomotivă spre eshatonul acesta al istoriei proletariatului în cazul, în cazul marxismului, pentru această cauză finală a istoriei Iată, revoluționarul de serviciu, activistul perfect, agitatul care poate fi brigand, care poate să fie oricând și un bandit, dacă e nevoie, face sacrificiul necesar și elimină primul dușman de clasă. În cazul nostru, elimină un membru al sectei, cum spuneam, acesta este uh, un oarecare Ivan, culmea cu nume Angelic nu? numele evanghelistului, ucenicului Isus și, de asemenea, cu un statut special student la teologie. Așa că, plecând de la această întâmplare, în societatea rusă apare un seism, oamenii încep să ucidă din rațiuni ideologice, nu din rațiuni psihologice, și vă rog să vă notați această distinție între crimele din operele lui Shakespeare și crimele din romanul lui Dostoevski. Între crimele pe care le întâlnim în Hamlet și crima organizată din arhipelagul Gulag. Este o cu totul altă cauzalitate. Și cred că trebuie să facem această hermeneutică, această operă de interpretare atentă a textelor și subtextelor, căci altfel nu înțelege lumea în care trăim. Și lumea în care trăim este o lume, lume a ideologiilor care apar ca erzați, ca substitut pentru religia revelată, pentru religia tradițională, contestată, spuneam, nu doar de Chadaev, ci și de Alexandru Herzen și de alți gânditori ai epocii. După Herzen vine, Cea, după Herzen, -mă, vine Cernășevski, după aceea Mihail Bakunin și toți ceilalți. Am vorbit despre asta mai adânc la întâlnirile de luni de la Clubul Marilor Cărți. Lunea ne vedem și discutăm în limba engleză mari clasici. Deci suntem în plină emoție socială creată de această bizară întâmplare care este urmată apoi de o succesiune de crime politice care îl vizează pe însuși împăratul Alexandru al II-lea, cel care implementează primele reforme și care sfârșește spintecat de un glonț, așa cum va sfârși și Piotr Stolupin, primul ministru liberal din 1912, cel care dorește cu orice preț să vadă niște reforme pe vremea lui Nicolae, al doilea, așa cum va sfârși spintecat de un glonț și Nicolae al doilea împreună cu țarina Alexandrina, așa cum vor sfârși foarte mulți lideri a inteligenției rusești și ai, bineînțeles, establishmentului politic în momentul în care ei doresc să rupă această tradiție a romanovilor, care era autocratică, eminamente despotică, și să introducă elemente de noutate. Dostoevski își dă seama că ceva adânc se întâmplă în societate. Că între generația, dacă vreți, părinților, a bătrânilor, a celor care citeau, spuneam, Prudon, poate și Tocqueville pe alocul, Ciadaev și, evident, Karl Marx, Ludwig Feuerbach, dar și Hegel, între această generație care privea spre Universitatea de la Berlin cu un soi de venerație. De tip, aș spune, mistic, și generația anilor 60, care este complet desprinsă de idealismul generației liberale, apare un hiat, apare un abis. Cum se întâmplă că fiii celor care erau moderați, ponderați, echilibrați în felul lor și atașați unui ideal de emancipare mai mult estetică, cum se face că între aceștia, între părinții? Anilor 1840 și copiii anilor 1860, perioada în care se naște și Vladimir Ilic Lenin, by the way, cum se face că a apărut o asemenea ruptură? Cum se face și v-aș întreba pe dumneavoastră că noi suntem astăzi foarte diferiți de bunicii noștri? Că în străinarea, că alienarea, că ruptura. E atât de ușor de instaurat. Cum se face că, la un moment dat, cel dracție, pruncul tău în care ai investit bani, timp și foarte, foarte multe emoție, nu te mai ascultă, îți întoarce spatele, te consideră depășit, pe alocuri senil. Cum se face că legătura tată-fiu este adesea supusă unui atac atât de profund, cum a fost atacul marxismului la adresa familiei tradiționale, încât. Toată structura socială intră în trepidație și se află într-o criză adâncă. Așa arată de pildă profilul psihologic al celui pe care noi îl acuzăm astăzi de crime împotriva umanității. Acest om, care a fost și el cândva adolescent, care a fost și el cândva copil și a avut visele copilăriei, care a auzit de la bunicul său cât de bine era pe vremea lui Visarionovici Stalin, lui Iosif Visarionovici Stalin pe numele său Vladimir Vladimirovici Putin, când avea 20 de ani, s-a dus și s-a predat. S-a predat ca membru al unei secte numită Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și la 20 de ani, fără să fie presat de absolut nimeni, s-a dus la divizia KGB din orașul său și a spus Aș vrea să vă fiu de folos. Aș vrea să torn și eu cu profesionalism. Orice dușman al poporului Orice dușman al rânduirii, orice dușman al Partidului Comunist poate să fie și dușmanul meu. O, oh, tovarășe, Putin, bine ați venit! Haideți să stăm puțin de vorbă. Ce abilități aveți? Păi uite, știu limba germană, știu limba franceză, mă descurc și în engleză. Deci pot lucra oricând în străinătate. O, oh, tovarăși, Putin, nu e deloc rău, sunteți însă foarte tânăr, trebuie să învățați. Și în felul acesta apare un profil psihologic pe care noi nu-l putem înțelege dacă nu pricepem ce înseamnă fenomenul acesta de posesie ideologică. Ce înseamnă să crezi în bolșevism. Revelația, spune Stephen Kotkin, care a petrecut 40 de ani și acest om a venit și la București și l-am cunoscut la Washington într-o conferință absolut formidabilă despre Stalin. Revelația arhivelor, spunea Stephen Kotkin, după ce a citit 40 de ani tot ce se putea citi despre Stalin. Cărțile lui nu au mai puțin de 1500 de pagini și următorul volum va apărea în 2 ani, deci vom avea 5000 de pagini despre Iosif Visarionovi Stalin, revelația arhivelor la întrebarea pusă de niște ziariști. Pentru el, istorica al ideilor a fost următoarea. Comuniștii erau bolșevici. Comuniștii credeau ceea ce spuneau. Cu alte cuvinte, suntem în fața în fața acestei dileme, oare chiar pricepem ce înseamnă să nu gândești ca omul tradițional pe care Dostoevski l-a găsit în subterana Siberiei? Oare chiar pricepem ruptura pe care modernitatea o aduce odată cu aceste idei care includ materialismul, utilitarismul, progresismul și socialismul? Oare chiar credeți că înțelegem ce înseamnă să fii un utilitarist sau un materialist sau un? progresist sau un socialist poate că înțelegem, dar ne ajută foarte mult, ca să înțelegem și mai bine toate aceste lucruri un plonjon rapid într-un roman spectaculos care evident ca orice roman al lui Dostoevski este polifonic, sunt foarte multe voci și dacă v-am obosit anul trecut vorbind, cred că cel puțin 30 de ore despre uh, frații Karamazov, eu uh, vă, vă promit că anul acesta uh, voi face același lucru cu demonii da? deci dacă anul trecut am făcut uh, o lectură aproape capitol cu capitol a Fraților Karamazov, am luat fiecare personaj în parte, l-am disecat, l-am decorticat. Astăzi vă promit că începem cu liberalul bătrân, Stepan Trofimovic Verhovenski. Foarte rapid o să mă refer și la fiul său nihilist, nu e așa, prietenul lui Stavrogin, și încet, încet, în săptămânile care vin, pentru că tot uh, suntem confruntați cu acest urs al geopoliticii mondiale, aș vrea să pătrundem în, spuneam, nuanțele textului și în felul acesta să descifrăm mai mult decât ne permite, din păcate, acest monolog isteric pe care adesea îl poți asculta pe atâtea canale, pe canalele de televiziune. Acum, de ce Dostoevski se oprește la acest moment în care Rusia, după ce a cunoscut Gândiți-vă că soldații ruși care au plecat împreună cu Alexandru în Franța au cunoscut ceva din luxul civilizației occidentale, au descoperit că există presă, că se poate vorbi chiar și ironic la adresa lui Napoleon, că pot să apară caricaturi la adresa unui Dita mai iată, general sau chiar împărat, căci Napoleon era nu doar un general, ci și un împărat, șocați de aceste elemente de progres și noutate. O parte din acești ofițeri, vorbind de ofițeri, nu doar de soldați, decembririi s sau numit ei, sau decembriștii, au venit înapoi în Rusia și au complotat împotriva lui, Nicolae I ca să gândească o formulă alternativă la putere. Evident, când a aflat o hrana, ce credeți că au făcut? I-au executat. Nu? Soarta pe care orice dizident în Rusia o are e neschimbată de aproape 100 50 de ani. Și atunci, unii intelectuali, speriați de această perspectivă că ar putea să petreacă viața, viața, lor întreagă în Siberia, hotărăsc să scrie texte în limbi de circulație internațională, în limba franceză, în limba engleză. Unul dintre ei este Alexander Herzen, părintele doctrinei agrariene, socialiste, dar cu o puternică conotație liberală. Din păcate nu am timp să dezvolt subiectul acesta, liberalismul clasic are un sens în secolul XIX și când spun asta mă gândesc la Tocqueville sau la Ghizot, liberalismul contemporan are un alt sens, dar cu siguranță, din punct de vedere spiritual sau metafizic, oamenii aceștia încet, încet renunță la ereditatea Rusiei pravoslavice. Pentru ei nu mai contează ce a făcut și ce a spus Serafin de Sarov. Pentru ei, pelerinul rus este o fabulă Bună de recitat în fața unei babușca, în fața unei bătrâne, dar în niciun caz nu are relevanță pentru omul modern. Pentru ei, Andrei Rubliov nu reprezenta decât arta medievală, care, iată, merită elogiată în galeriile Tretiakov, nici de cum mai mult. Toată această imensă moștenire de tip bizantin a Rusiei, Chievene pe de-o parte și a Rusiei Moscovite pe de-altă parte. Această Rusie care s-a împotrivit împotriva valurilor tătărăști și mongole, care într-un fel sau altul a funcționat și ca scut pentru Europa. Nu? Căci poate Europa n-ar mai fi avut aceeași soartă dacă nu exista această frontieră. E bine, inclusiv una montană, mă refer la, la Urali, e bine, în contextul în care, repet, privirea acestor gânditori se orientează spre Occident, iar forța de Atracția Occidentului n-ar trebui să fie subestimată. Dragi prieteni, mulți dintre noi asta ne urmăriți din Occident. Unii sunteți în Germania, alții sunteți în Anglia, alții sunteți în America. Oare de ce ați plecat în Occident să căutați Ortodoxia? Mă înșel. Sau vă înșelați dacă spuneți repede da. Ortodoxia nu s-a născut în Filadelfia, Ortodoxia nu s-a născut la Londra și nici la Frankfurt. Cu alte cuvinte, nu pentru asta sunteți acolo sunteți acolo, probabil, din motive absolut legitime, pentru care și eu m-am dus în Occident, pentru că, într-un fel sau altul, Occidentul a generat niște instituții care protejează mai bine interesele unui om, ale unui cetățean și până la un punct al unei familii, decât, putem spune, lumea răsăriteană, care cu siguranță în aceste zile dovedește odată în plus că nu s-a despărțit cu totul de modelul acesta despotic pe care grecii, și aici când spun grecii chiar mă refer la atenieni, în primul rând, l-au repudiat atunci când la propriu și la figurat s-au luptat cu perșii. Această, repet, legea junglei care revine sub ochii noștri în zilele noastre, această dictatura forței care se impune cu tancul, demonstrează că lumea răsăriteană are mari dificultăți să interiorizeze elemente de teologie politică ale creștinismului apostolic, elemente de gândire asupra dreptului natural care au fost dezvoltate sute de ani în Occident. De altfel, marchizul de Custin, care a vizitat Rusia între 1939, dacă nu mă înșel, și 1940, a scris despre aceste proaste moravuri ale rușilor de pe vremea lui Dostoevski. Dostoevski avea în jur de 20 de ani, când marchizul de Cristin vizita Rusia, și uh, ceea ce a văzut acest francez uh, diplomat uh, excepțional uh, a fost cu adevărat tulburător. Evident că în saloanele unor aristocrați, precum Stepan Trofimovici Verhovenski care ne apare în acest roman ca un asesor de colegiu în retragere, la o vârstă intermediară, să spunem așa, de 53 de ani, el este, dacă vreți, profilul acesta al dascălului, al universitarului, al cercetătorului, al savantului, care la un moment dat poate să susțină dizertații docte și despre Liga Hanseatică, și despre semințiile arabe, și despre cavalerii medievali, dar care nu are curajul existențial de a înfrunta un vacuum spiritual creat de generația copiilor săi, Sătorit sau nu, pentru că tot timpul rămâne cumva ambiguă relația lui, în orice caz apropiat, într-un parteneriat, să spunem, erotico-patrimonial, îmi vine să spun, cu această Varvara, stavrogina. Personajul nostru principal, în primele 100 de pagini ale romanului, Stepan Profimovic, este un universitar ratat. Geniul ironic al lui Dostoevski nu poate fi restituit în cuvinte, cel puțin nu în săracile mele cuvinte. Acest oblomov inteligent, căruia îi place să stea tot timpul pe canapea, care totdeauna își invită prietenii pentru a degusta bunătățile culinare, pentru a, evident, face ca șampania să curgă în pahare. Acest om care se instalează într-un confort material prin delegație, căci banii nu sunt în totalitatea ei săi, ci ai iubitei lui, să i spunem, ai prietenei lui care nu este însă soție. Deci care are într-un într-un fel, într fel are un raport de dominație față de acest Stepan Stepan Trofim, Trofimovici. Toată această stare care se creează, toată această atmosferă care este excepțional redată de către Dostoevski, unde vedem seratele ateniene, cum s-au numit ele, în care se comentează Ultimele publicații, inclusiv cele ale lui Cernășevski, vă reamintesc, Cernășevski este apologetul violenței în schimbarea socială, el devine patronul involuntar, și aici citesc din roman, al unui grup din acest oraș care se dovedește a fi, citez, o pepinieră de idei libertine, de ateism și de pravare. Deși, în realitate, restabilește adevărul în felul său rece cronicarul, totul se reducea la o încântătoare vorbărie liberală perfect inofensivă. Deci, deși la suprafață discuțiile lor erau mai degrabă lipsite de consecințe morale dramatice, erau probabil momente în care ei povesteau și prin arta calamburului relativizau autoritatea preoților, luau peste picior un miracol întâmplat în fața icoanei fecioarei, aveau grijă să-și bată joc de tot ceea ce înseamnă capitalul spiritual al Rusiei tradiționale, ei bine, deși aparent ceea ce se întâmplă este lipsit de gravitate, totuși, totuși, atmosfera creată în acest ambient liberal al lui Stepan Trofimovici este una marcată de auto -înșelare, și merită să vă notați acest concept, înșelarea de sine, amăgirea, este prima formă de cădere spirituală pentru oricine care e angajat într-o bătălie pentru adevăr, în această amăgire de sine, în acest bovarism, dacă vreți, pe care îl tolerează Stepan Trofimovici, care îi plăceau cărțile de joc, distracțiile costisitoare, care își neglija lecturile, care amâna mereu să publice un vast studiu și care din când în când cădea în melancolie. Acest personaj care nu are timp să se ocupe de fiul său, și vedeți tema tatălui absent care revine, în frații care m-a el este liberalul prin excelență. El este cel care crede în democrația de tip occidental, fără eschatologie. El crede mai mult că viața merită trăit într-un permanent matineu literar pe care s-ar cuveni ca alții să-l financeze și, la un moment dat, din amânare în amânare, acest om care îmbătrânește își dă seama că, de fapt, a trăit toată viața lui experiența ratării. Și ajunge, din bula, cum mi se spune astăzi, în care a trăit izolat de lume, căutând un soi de sătuc din proximitatea orașului în care totul se petrece, ajunge să descopere un om simplu, o femeie, mai precis, care era colportoare de cărți bisericești, cu numele ei predestinat, Sofia Matveevna. Ulitina, care, vă dați seama, îl șochează pe profesorul nostru universitar. Cu ce te ocupi? Întreabă Stepan Trofimovici. Și ea spune, vând evanghelii. A, ah, les évangiles. Tot timpul dialogul cu țăranii e presărat de formule prețioase într-o franceză al impecabilă și rostită într-o franceză impecabilă și la un moment dat în fața acestei femei simple, o țărancă luminoasă, pe care el o întâlnește după ce merge cu căruța printr-o ploaie, da, cu lapoviță și ninsoare, această femeie, da, Sofia Madvevna, îi apare într-o frumusețe cu un soi de atribut al perfecțiunii morale care lipsește din lumea decadentă a orașului, a metropolei, aici cu aluzie la Petersburg în primul rând. Și evident, deja bătrânul, am putea spune, Stepan Trofimovici, se îndrăgostește de această femeie. Și spune, la Biblie am vrut să mă întorc și eu, dar ce păcat că nu te-am te întâlnit la timp. Am negat o vreme miracolele făcute de Isus. Le-am nesocotit 30 de ani. Nu am citit cartea pe care tu o vinzi. Pe la Pangare. Nu, această femeie pur și simplu se dusese la o tipografie, luase 70-100 de volume din, din Evanghelii, și, așa cum erau ele cartonate, tipărite elegant, ea încercat să le placeze, să le vândă în diferite parohii, mănăstiri, în diferite locuri cu destinație religioasă. Și în fața acestei uluitoare figuri a Sofiei, înțelepciunea care e în contrast cel puțin în epistola către Corinteni, capitolul 1, dacă nu mă înșel versetul 13, cu nebunia lumii, această Sofia revelează o viață trăită fără finalitate. Idealul liberalismului este văduvit, cum spuneam, de o posteritate și de o, aș spune, eternitate. De aceea am spus că e un soi de Gândire istorică fără eshaton. Și în fața acestei absențe a unei posterități, ce se întâmplă cu sufletul meu după moarte? Se întreabă, iată, Stepan Trofimovici. Și el nu are răspuns. În fața acestui, acestei sărăcii, vine să spun, a liberalismului de salon sau a creștinismului de catifea, spuneți cum doriți, acest om rămâne înmărmurit. Și spune, iar aici apare formula tipic Dostoevskiană a pocăinței, am mințit toată viața mea. Cum va spune mai târziu faimosul, nu, ghetopard, uh, 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 leopard din, uh, din Tomazo, din Lampedusa, nu, toată viața mea este un păcat. Am mințit, m-am mințit pe mine și am mințit pe ceilalți. Și știu lucrurile acestea. Pentru că mă uit la copilul meu. La singura moștenire biologică pe care o pot revendica și care mi-a scăpat prin mâini. De ce oare? Și ne apropiem de ultima parte a intervenției mele și apoi aștept întrebările noastre. Pentru că fiul meu se numește Piotr Stepanovici Verhovenski. El este în puterea vârstei, are doar 20 și ceva de ani. Și el mă privește Spune Stepan, tatăl, cu disprețul cu care nihiliștii privesc orice urmă de trecut. El a găsit compania acestui bizar, obscur, misterios Nicolae Stavrogin, despre care vom vorbi data viitoare, și în preajma acestui Stavrogin, care are autoritatea celui venit din Occident. Dustăiesc că este foarte profund, da? prestigiul Occidentului este incontestabil. Nu șapte ani în Occident, da? Mult mai mulți îl fac pe Stavrogin să capete o aureolă. Ha, a studiat în Occident. A, a trăit în Elveția. Acolo unde foarte interesant Thomas Mann, când scrie Muntele Vrăjit, plasează imaginea unei decadențe. Mă întorc puțin. În contextul în care bătrânul petrece seară de seară cu tot soiul de oameni lipsiți de angajament moral sau etic și care pur și simplu cad în păcatul bavardajului, da? Parole, parole, parole. Sau cum spune Hamlet, words, 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 nu? Vorbe, vorbe și iarăși vorbe. Unii oameni trăiesc doar din asta, o viață întreagă. Și la final trag concluzia că aceste vorbe au fost și ele deșarte, au fost și ele mincinoase. În condițiile în care tatăl se retrage din sarcina pedagogică obligatorie pentru orice părinte, acesta încape pe mâinile altor formatori, iar cel care îndeplinește rolul de mentor este prințul Stavrogin. Fiul are profilul activistului, al omului politic uns cu toate alifiile, care dorește să parvină, care nu are timp să vadă reformele graduale ale tatălui său, care vorbește el despre o schimbare în Rusia, dar care nu mai vine, nu vedeți că nu mai vine. Și atunci, ce de făcut? el, ce de făcut? Trebuie să creăm o sectă revoluționară. Trebuie să provocăm schimbări dramatice în oraș. Cum? Punând toate energiile noastre în slujba idealului Revoluției. Și este fabulos felul în care descrie acest ideal. Am comentat și vă rugăm pentru cei care sunteți membri va fi accesibil cât de curând dialogul meu cu Andrei Vieru despre Dostoevski pe platforma Patreon și nu numai, și evident și pe platforma marilecărți.ro Dar ce este... Deci n-am timp să dezvolt ceea ce am dezvoltat cu Andrei Vieru, dar ce este absolut remarcabil ca să înțelegeți filosofia de viață a fiului, contestatar Nihilist Socialist, Ateu, în raport cu tată, liberal, moderat și melancolic la capăt de viață, Ei bine, este uh, uh, pagina 479 în ediția de la, uh, cred că nu mă așel, Litera, uh, colecția Cartea pentru toți, și în uh, capitolul care s-ar putea să vă, să vă ajute dacă vă spun că el se numește țareviciul Ivan La întrebarea Cum va arăta această lume mai bună Pe care trebuie să o construim Piotr Adică Verhovenski Junior se dezlănțuie Totul e bine pus la punct Urmăriți-mă cu atenție Întâi de toate Trebuie să instaurăm în această lume Nouă pe care vrem să o creăm ce? Spionajul Fiecare Membru al societății Deci atenție Romanul a fost scris în 1871. Da? Nu exista pe atunci nici CECA, nici NKVD-ul, nici KGB-ul, nici FSB și nici securitate. Da? Suntem în 1870. Și iată ce spune un personaj principal al romanului. Înainte de toate, zice, trebuie să instaurăm spionajul. Fiecare membru al societății îl supraveghează pe celălalt și este obligat să denunțe. Fiecare aparține tuturor și toți fiecăruia în parte. Toți sunt sclavi și egali în sclavie. În cazuri extreme, calomnia și omorul trebuie folosite. Dar esențialul este impunerea egalității. Mai întâi vom scădea nivelul culturii, al științelor. Al talentelor Un nivel înalt al științelor E accesibil numai unor capacități superioare Dar nu e nevoie În lumea noastră De capacități superioare Fiindcă ele întotdeauna Acaparează puterea Lui Cicero Spune nihilistul Piotr Stepanovici Verhovenski Verhovenski junior Deci zice el uh, Iertați-mă lui Cicero îi se taie limba, unui Copernic îi se scot ochii, un Shakespeare este omorât cu pietre. Iată în ce constă și galiovismul, doctrina uneia dintre prieteni din secta lor revoluționară. Sclavii trebuie să fie egali. Fără despotism n-a existat încă nici libertate, nici egalitate. Dar în turmă trebuie să domnească egalitatea. Ha, ha, ha! Ți se pare ciudat? Stavrogin căuta să grăbească pasul și să ajungă cât mai repede acasă. Dacă omul acesta este beat, unde a apucat totuși să se îmbete? Gândea el. Coniacul băut? Ascultă, Stavrogin, continuă Verhovenski. A nivela munții e o idee excelentă, deloc ridicolă. Nu e nevoie de instrucție, cultură, destul cu știința și fără știință va fi material suficient pentru o mie de ani, însă trebuie o rânduită supunerea. Un singur lucru lipsește în lume, ascultarea. Setea de instrucție este deja o sete aristocratică. Cum apare familia sau dragostea, apare și dorința de proprietate. Trebuie să ucidem această dorință. Vom slobozi, deci, beția, intriga, denunțul vom dezlănțui un dezmăț inimaginabil și orice geniu trebuie înăbușit în fașă. Vom reduce totul la un singur numitor, egalitatea de plină. Așa arată, dragilor, dragi prieteni, doctrina utopică, care evident în 1917 a devenit politică de stat. Așa arată discursul unui individ care n-a avut nicio reținere să considere furtul o metodă legitimă, cum de altfel și pentru Stalin a fost o metodă legitimă pentru avansarea acestei cauze. El este un alt ego, vă spuneam și mă apropii de final, al lui Naceaev, care a încercat să separe, spuneam, revoluția de orice formă de dragoste sau de afecțiune uh, naturală. În uh, cazul lui Piotr Verhovenski, este limpede că avem de-a face cu o radicalizare a gândirii, chiar a gândirii marxiste ortodoxe și acest activist capătă, aș spune, conturul unui, unui mare inchizitor, dacă e nevoie, deși, la bilfin, fiind, în roman ne apare adesea cu accente comice. Cu alte cuvinte, dacă el este lacheul, da? Stavrogin rămâne mentorul vizionar, prințul aristocratic prin excelență, care trebuie la un moment dat să fie chiar încoronat, despre asta data viitoare. În orice caz, ceea ce vreau să vă mai spun la final, este că în romanul Demonii de Dostoevski, pe care am încercat doar să îl scrutăm de la depărtare astăzi, și pe care, repet, îmi propun să-l dezvolt, să dezvolt ca exegez, evident, în următoarele... În următoarele săptămâni și luni, în romanul acesta, vedem apariția pentru prima oară în modernitatea, în modernitatea rusă a acestui fenomen pe care l-am văzut și în Occident, jănismul aș numi, acest cult al tineretii de dragul tineretii. Gândiți-vă la Paris, mai 1968. Gândiți-vă, de asemenea, la ce înseamnă dorința oamenilor de a fi supuși unui nimrod sau unui irod al zilelor noastre, ce înseamnă să fiu un Sancho Panza pervertit în absența unui Don Quixote cu idealul, căci, într-un fel sau altul, Stavrogin e orice, dar nu un Don Quixote și veți vedea uh, în ce îmi întemez acest punct de vedere. Mi se pare de asemenea demn de semnalat apropo de aspectul demonic al comportamentului acestei secte, care probabil că știți, atâta pot să vă spun, să vă dezvălui din carte, comite o crimă împotriva unui dizident, așa cum Neaceaev l-a împușcat pe Ivan, acest Piotr, acest Piotr Verhovenski Junior îl împușcă pe șatov care se întâmplă să fie întâi de toate un revoluționar și apoi să se întoarcă la credința sa creștină. Și din acest punct de vedere, el este mielul sacrificat în roman. Această lipsă totală de respect a fiului față de tatăl, această obrăznicie, îmi vine să spun, demonică, declanșează ruptura unei întregi generații, generația anilor 1860, în raport cu tot ce a fost până la ei. O să spuneți bine, frumos, domnule Neamțu, vorbiți uh, convingător, dar până la urmă ce ne interesează pe noi? Păi uite de ce ne interesează, fiindcă urmașul lui Piotr Verhovenski Lectorul sau cititorul atent al lui Cernășevski, și, într-un fel sau altul, fiul spiritual al lui Naceaev, s-a numit Vladimir Ilici Lenin, care la 16 ani s-a lepădat de credința creștină a părinților săi și s-a angajat într-un proiect totalitar, epuizant din punct de vedere fizic și moral, un proiect pe care l-a turuit ca un retor, aplaudat cei drept în gara Finlandia în 17 aprilie 1917 de 1000 de muncitori, un proiect care s-a desfășurat uimitor de repede, cu viteza unui tank, vine să adaug, atunci când, mai ales, regimul țarist s-a prăbușit sub ochii șocați ai Occidentului. Așa că, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, analiza pe care v-am propus-o, una de ordin spiritual și psihologic, care sublinează că demonii nu apar într-un context vidat spiritual, ci totdeauna apar într-un context propice. Sugestia mai degrabă îndrăzneață pe care v-am făcut-o, anume că există o complicitate tacită și involuntară a liberalismului ateu în raport cu socialismul militant și, bineînțeles, bolșevic, în această sugestie pe care eu am făcut o sper să decriptați ceva provocator și evident sper să vă întrebați în zilele următoare de ce crima care este fondatoare în cazul asasinatului la adresa lui Shatov continuă să fie perpetuată și crima caută să ascundă um, minciuna și bineînțeles minciuna caută să ascundă crima. Cu aceste gânduri am vrut să vă las în această seară, cu mențiunea că avem, apropo de disciplină, la Clubul Marilor Cărți, 10 minute pe partea de întrebări și răspunsuri. Eu mă angajez să fiu foarte subțint, altfel decât de obicei, și, evident, putem să continuăm conversațiile noastre și în săptămânile care vor urma. Mulțumesc și vă rog să puneți întrebări. Îi rog pe cei care sunt membrii clubului, întâi de toate, dacă doresc să ridici această mână, dacă își doresc acest lucru și apoi toți ceilalți sunt bineveniți să facă comentarii în rubrica chat sau să pună întrebări cu